prieteni ai handbalului, ne întoarcem la barul ierii pentru repriza a doua a meciului dintre Spania și Coreea de Sud din grupa B a campionatului mondial de handbal feminin. La pauză, Spania conduce cu un gol avans. O primă repriză echilibrată, 13-12 în favoarea trupei antrenate de Jorge Dueñas, pe care îl avem acum în imagine, selecționerul Spaniei din octombrie 2007, omul care a reușit cele mai mari performanțe din istoria handbalului din Peninsula Iberică. Coreea de Sud a început rău acest meci, fiind condusă la un moment dat cu 6-1, însă ușor-ușor a revenit, chiar a avut avantaj la un moment dat, 11-10 pe finalul primei reprize. Au venit însă apoi 3 goluri consecutive pentru Spania. O vedem pe Carmen Martin, principala marcatoare a echipei sale în prima repriză. S-a accidentat în ultimele minute și s-ar putea să o vedem mai puțin evoluând în cea de-a doua repriză. O ușoară contractură la una dintre acțiunile de atac pe care nu am văzut-o, pentru că era vorba de o reluare a unei sau unui gol marcat de sudcoreene. Între arbitrii acestei întâlniri sunt danezii Schieding și Hansen. În prima repriză, 4 goluri pentru Carmen Martin, doar 2 goluri pentru vedeta Marta Manghe. Gândindu-mă aici la echipa spaniolă, de partea cealaltă, Choim Jong, 4 goluri pentru Coreea de Sud, dintre care 2 din aruncări de la 7 metri și de asemenea a avut un Hee, fosta jucătoare a rulmentului Brașov, 3 goluri. I-a început mai greu acest meci, însă încet, încet și-a arătat clasa, foarte bună jucătoare și în defensivă. De altfel, 2 apărări foarte bine puse la punct de Jorge Dueñas și de Kang Jaevon. A început repriza a doua, Coreea de Sud are primul atac, Spania este în inferioritate numerică, Silvia Navarro, intervenție formidabilă în fața lui Jung Jura, jucătoarea cu numărul 5 care a intrat acum în repriza a doua în locul lui Vusun He, probabil odihnită în debutul părții secunde. Jung Jura, o handbalistă de doar 19 ani, sunt câteva jucătoare tinere care vor apărea probabil în reprezentativa asiatică și la Jocurile Olimpice de anul viitor, vă spuneam, fără, și cred că a fost un gol între timp, marcat de Veronica Cuadrado, pasa a plecat de la Nerea Penia, într-adevăr, și o vedem pe Cuadrado înscriind al doilea gol al său. Gol important până la urmă pentru Spania, cu un om mai puțin pe teren. Leon B pentru această jungă aruncare și de data aceasta mingea intră în poarta Silviei Navarro. S-au marcat puține goluri în prima repriză, doar 25, acum într-un minut și jumătate 2 reușite, câte una de fiecare parte, a fost 13-12 la pauză. Jung Jura, al doilea gol din acest campionat mondial, a evoluat mai puțin, pentru că acolo pe partea dreaptă, în extrema dreaptă, evoluează Vusun He, dar Vu rămâne pe teren, iar Jung este trimisă în inter dreapta, în locul lui Choim Jong. Juhu este în poartă, a avut câteva parade foarte bune în finalul reprizei care a readus, care au readus Coreea de Sud în joc. Nerea Penia acum pentru Andrea Barno. Din nou schimbare la pe postul de coordonator de joc. Barno a intrat în locul Macarena Aguiar, așa s-au petrecut lucrurile și în prima repriză. Vusun He aici n-avea nicio șansă, își închisese foarte mult unghiul. Iată Hui Ju sau Juhui, 40% procentaj.
Crăzun Crea a călcat evident semicercul de 6 metri, astfel încât posesia este pentru echipa Spaniei. O echipă cu destul de multe probleme în ofensivă. S-au pierdut destule mingi, mai ales în a doua parte a primei reprize, atunci când Corea a înscris de multe ori pe contraatac prin Vusun He. Iată și acum o greșeală. Kim Ona încearcă pasa pe pivot pentru Kim Chayun. Se apără însă bine Spania. Cuadrado, Nerea Peña, n-are cum să rateze și nu o face. Frumoasă pătrunderea de această dată, Jung și Zhang, cele două jucătoare sudcoreene, nu au făcut altceva decât să fie spectatoare la acest gol marcat de Nerea Peña. Foarte multă mișcare, foarte agile jucătoarele sudcoreene, spuneam, fără presiune, calificate deja la Jocurile Olimpice de la Londra din 2008. Leon B, din nou un unghi foarte greu pentru Vusun He, însă excepțională reușită într-o extrema dreaptă. Ce jucătoare a avut rulmentul Brașov la sfârșitul anilor 2000, această Vusun He de la Samcioc, o jucătoare de 33 de ani. Să ne uităm să vedem ce se mai întâmplă în celelalte grupe. Acum Marta Manghe recuperează Veronica Cuadrado și înscrie al doilea gol deja pentru pivotul de la Randers în repriza a doua. Victorie dificilă pentru Germania în fața Chinei în grupa A, 23-22. Aceea este grupa morții, grupa surprizelor incredibile. La pauză, chinezoicele au avut un avantaj de 5 goluri pe tabelă, 12-7. Tot în grupa A, astăzi s-a jucat Norvegia-Islanda, meci pe care îl veți putea urmări mâine la Dolce Sport 2, începând cu ora 18. Și de asemenea, Muntenegru-Angola, 28-26. Tot la această oră se joacă un meci foarte important din grupa C, grupa României la São Paulo. În minutul 56, Brazilia conduce Franța cu 25-21. După ce, incredibil, la pauză, franțuzoicele aveau un avantaj de 7 goluri, 17-10. Între timp, Spania marchează din nou și se desprinde la 3 goluri. De mult nu a mai fost o asemenea diferență din primele 10 minute ale partidei. În continuare, excelentă această defensivă iberică, chiar dacă sunt jucătoare puternice, sunt foarte mobile, aruncă Kimona, apără din nou Silvia Navarro, acțiune rapidă pentru Spania, Marta Manghe ratează însă desprinderea. Sigur că până la urmă este un avantaj nu foarte liniștitor pentru iberice, dar dacă ele vor reuși să țină diferența pe 2, 3, 4 goluri, atunci Corea va intra mai mult ca sigur în criză de timp. Formidabil dacă este adevărat ceea ce văd pe tabela de marcaj de la São Paulo. 17-10 pentru Franța la pauză, iar în momentul ăsta, în care mai sunt doar 2 minute până la finalul meciului Franța-Brazilia, sudamericancele conduc cu 25-21, așadar doar 4 goluri pentru Franța în aproape o repriză întreagă. Între timp am văzut golul marcat de Zhang Sohe. Primul gol pentru ea în această partidă și al doilea din campionat.
Corea ține aproape. Nerea Peña aruncă din nou, o intervenție foarte bună pentru Juhui. Spania continuă atacul, excelentă pasă și ratare, Marta Manghe, vedeta ibericelor. Excelentă pasa aceasta sărită a lui Elizabeth Pinedo, pe care nu a mai văzut-o pe teren de multă vreme. În prima repriză a început ca titular pe pivot, însă apoi a dispărut, a fost trimisă pe teren Veronica Cuadrado. Greu, foarte, foarte greu pentru micuțele jucătoare asiatice să arunce de la distanță și semidistanță. Aici Choi Im-jong scapă mingea în afara terenului. 4 goluri pentru ea în prima repriză. Rea Peña, Andrea Barno, Marta Manghe, linia de 9 metri a Spaniei. Peña acum, vine Marta Manghe. Am crezut că va încerca să arunce întors, dar până la urmă excelentă această acțiune. Mingea a ajuns în extrema dreaptă la Jessica Alonso. Carmen Martin deocamdată nu și-a revenit, este pe marginea terenului. Am văzut-o la pauză primind îngrijiri medicale pentru o accidentare din prima repriză. Și atacul Coreei pentru a veni la un singur gol în spatele Spaniei. Kimona, Choi Im-jong apără Silvia Navarro. Iar Kang își pune mâna în cap. Își dă și el seama, a fost o șansă importantă pentru Coreea. Până la urmă Spania are experiență și poate să țină de scor. Pinedo acum pentru Marta Manghe. Apărare foarte, foarte mobilă a coreencelor. Spania nu poate să atace pentru că toate jucătoarele plecaseră pe faza de apărare foarte repede. Pinedo, Barno, Nerea Peña. Oh, ce aruncare excepțională. Revedem această pasă a Andrei Barno pentru Nerea Peña, lovită destul de tare acolo de Kimona, care a încercat să blocheze în ultimul moment aruncarea Interului spaniol. Nerea Peña, jucătoare la Iceaco, de altfel vicecampioana Europei. Iceaco dă aproape jumătate din componentele lotului, 7 jucătoare. Este o aruncare de la 7 metri pentru Coreea de Sud. Nu-mi dau seama dacă Marta Manghe a fost scoasă din joc de Jorge Dueñas. Nu, este eliminată pe timp de 2 minute. Între timp marchează Coreea de Sud prin aceeași Choi Im-jong. 3 din 3 de la 7 metri pentru Interul dreapta. 5 goluri în total în acest meci, 13 pe ansamblul campionatului mondial. 15 goluri are Woo Sung-hae, cele două golghetere ale echipei. Acum Elizabeth Pinedo, revenită pe postul ei obișnuit de extremă, jucătoare la Bera Bera. De altfel, naționala iberică are doar 3 jucătoare care volează în afara campionatului intern. Foarte bună pasă acum pentru Veronica Cuadrado. În sfârșit, în repriza a doua, merge și jocul cu pivotul pentru Spania. Un gol important venit în inferioritate numerică. Veronica Cuadrado a ajuns și ea la cota 4, la fel ca Nerea Peña și Carmen Martin. Însă, mai mult ca sigur, pe Carmen Martin nu vom mai vedea evoluând în această a doua repriză. Acum o aruncare blocată în centru de Isabel Chavez. Și
Iată, Spania, deși cu un om mai puțin pe teren, marchează și scapă fără gol apoi. Următoarea fază de atac asiaticelor. Ne apropiem de mijlocul acestei a doua reprize și este un atac ce poate duce Spania la 4 goluri avans. De aici nu va mai fi deloc ușor pentru sudcoreence. O greșeală făcută în atac. Erau acolo Elisabeth Chavez, nu Elisabeth Chavez, ci Elisabeth Pinedo, venită la susținerea lui Cuadrado pe semicercul de 6 metri. Kimona, Joim Jong, din nou Kimona, încearcă pătrunderea individuală foarte bună, oferat un pic cam repede. Arbitrii danezi puteau lăsa legea avantajului. S-a terminat meciul dintre Brazilia și Franța de la São Paulo. Brazilienii au câștigat 26-22. 16 goluri marcate de sudamericani în repriza a doua față de numai 5 pentru Franța. Mă reamintesc că tot astăzi în grupa C România a încheiat la egalitate cu Japonia, scor 28-28, iar pentru naționala antrenată de Radu Voina, care face probabil unul dintre cele mai slabe campionate mondiale din ultimul deceniu, urmează confruntările dure cu Brazilia de joi și cu Franța de vineri, partide care vor stabili în mare măsură configurația finală a acestei grupe. Prepasiv acum, în care se află Coreea de Sud, trebuie să arunce la poartă, evident, baraj făcut pentru Choi, jucătoare înaltă de 1,82 m. Aruncă Choi pe lângă poartă, însă mingea a fost atinsă și va fi o lovitură de la colțul terenului. Iată pe Joim Jong. Până la urmă asiaticele se grăbesc, trebuiau să arunce la poartă pentru că altfel ar fi fost fluierată în pasiv. A intrat pe teren cu numărul 30 la echipa Spaniei și Patricia Elorza. Merea Penia, 4 goluri din 7 aruncări până în acest moment. Mult mai atente în ultimele 10-12 minute ibericele în faza de atac. Nerea Penia, frumoasă această pătrundere. Jucui din nou, o intervenție excelentă. Hai, și ce gol! Frumos acest gol, marcat de Zhang Sohi. Al doilea gol al ei în meci. Are și ea 33 de ani, o jucătoare mai puțin folosită. Iată pe Mihaela Ciobanu, compatriota noastră, intrată între buturile Spaniei pentru acest final de meci. Marta Maghe aici, forțare evidentă, forțare evidentă la Pinedo. Și iată, Coreea de Sud se poate apropia la un gol. Avem, practic, două reprize aproape identice, cu Spania începând mult mai bine și luând un avantaj de 4-5 goluri pe tabelă, iar apoi Coreea de Sud apropiindu-se. Kimona, ce greșeală în apărare! Imagine Patricia Pinedo. Golul însă este a lui Kimona, doar prima reușită a coordonatoarei de joc sudcoreene în această întâlnire. Mihaela Ciobanu, nicio șansă de a o bloca. Și Spania are iarăși avantaj de doar un singur gol. Marta Maghe deschide în extremă și de acolo marchează Pinedo. Elisabeth Pinedo. Golul 3 al ei. Oricum cel mai bun meci făcut până acum la acest campionat. Avea 5 goluri înainte acestui meci, 3 goluri acum împotriva Coreei de Sud în această finală pentru locul al doilea, cum au numit-o specialiștii, în grupa B a campionatului mondial. A fost greu pentru Kimona să înscrie primul gol. Urmează imediat cel de al doilea.
presiunea Rangers este foarte mare. 13 minute până la final. Andreea Barno pentru Marta Manghe. Doar două goluri pentru Marta Manghe. Foarte bine blocată de jucătoarele defensive ale Coreei de Sud. Aici încearcă o pasă pentru Veronica Cuadrado. Nu, e Elizabeth Pinedo. Un all-arounder, o jucătoare care poate evolua aproape pe fiecare post. Iată ce apariție surprinzătoare a extremei stânga. Și până la urmă este un fault în atac. S-au apărat bine sudcoreencele. Kimona trebuie să dea drumul mai repede la minge. Iată jucătoarea cu numărul 5, Jung Yura, revenită în joc în locul lui Choi, principala marcatoare a sudcoreencelor, păstrată de antrenorul Kang pe marginea terenului pentru finalul de meci, care se anunță unul extrem, extrem de tensionat. Coreea de Sud atacă pentru a restabili egalitatea. Destul de puține reușite pentru Kim Chae-yoon, pivotul asiaticelor. Și până la urmă timpul, cronometrul este oprit pentru a se șterge suprafața de joc. Iată pe Mihaela Ciobanu, care a avut un campionat european în 2008 fabulos, a închis pur și simplu poarta acestei naționale a lui Jorge Dueñas. Un atac prelungit al sudcoreencelor și iată egalitate. S-a întors pe teren Sim Hae-in. I-a început meciul în atacul Coreei de Sud, însă a fost schimbată foarte repede. Au fost mai multe greșeli pe care interul stânga le-a făcut acum, însă înscrie primul gol al ei în acest meci. Dar ce gol! Un gol prin care Coreea de Sud egalează 20-20. Marta Manghe își face treaba foarte bine de această dată. Al treilea gol al ei nu este golul Macarenei Aghiar. Marta Manghe a fost cea care a aruncat spre poarta apărată de Ju Hui. Nicio șansă pentru golkeeperul sudcorean. Ne așteaptă 10 minute de foc aici la Baru Eri în meciul dintre Coreea de Sud și Spania. Foarte bună această pătrundere a numărului 17, Sim Hae-in. Ea a marcat ultimul gol al asiaticelor și iată acum pe această încredere a pătruns și a fost faultată aruncare de la 7 metri. Intră în poartă Cristina Gonzalez, e golkeeperul obișnuit al Spaniei pentru lovitura de penalitate. Gol marcat însă de Choi In-jong. Al patrulea gol din aruncare de la 7 metri pentru Choi. Spania trebuie să fie foarte atentă în atac. Apărarea oricum funcționează foarte bine sau destul de bine. Nu trebuie să le dea mingea rapidelor jucătoare sudcoreene. Woo Sung-hae atât așteaptă pentru a pleca pe contraatac. Așa s-au petrecut lucrurile și în a doua parte a primei reprize. Veronica Cuadrado intră pe teren la Spania. Jucătoarea lui Randers de pe pivot. 4 goluri în acest meci. Macarena Aghiar și ea pe teren acum în locul Andrei Barno. Veronica Cuadrado apără Ju Hui, însă coreencele au recuperat mingea călcând semicercul de 6 metri. 4 din 12 pentru Mihaela Ciobanu. Un procentaj destul de bun. Da, acum am văzut pe reluare o jucătoare din Coreea de Sud căzută în propriul semicerc. Zece minute până la final.
modificări făcute de Jorge Dueñas. A scos-o pe Pinedo și a trimis-o pe Elizabeth Pinedo și a trimis-o pe Vanessa Amoros în extrema stângă. Scapă fără gol Corea de Sud. Kimona, ho-ho! Scapă această minge. Contraatac Macarena Aguiar, contraatac pentru Spania. Jessica Alonso, dar până la urmă se va ajunge într-un pozițional. Jorge Dueñas o trimite în teren pe Nelly Carla Alberto. În locul Nerei Peña, care a chemat-o să vină pe marginea terenului. Nelly Carla Alberto, o jucătoare foarte solidă. Acest număr 6 din Inter stânga, 1,79 m, 90 de kilograme. Spuneam în prima repriză, evoluează în Franța, la Le Havre. Nelly Carla Alberto aruncă de pe picioare, însă exact pe direcția lui Juhui. Și Corea de Sud încă o șansă de a trece la conducere în acest meci. Spania a avut un gol avantaj la pauză, 13-12, apoi în repriza a doua chiar și 3-4 goluri, însă iarăși, la fel ca în prima parte a meciului, au revenit extraordinar sudcoreencele. Kim Mona, o discuție acolo între interul dreapta sudcorean și unul din arbitri, numărul 5, Jung Yura. Iată acum, deschizând mai departe în extremă, l-a avut un He. Aruncă tare, însă Mihaela Ciobanu este la post, a aruncat Tim Hain. Arta Manghi acum pentru Veronica Cuadrado. Excelent, excelent, au închis acolo culoarul de pătrundere. Jucătoarea din Corea de Sud, Busunhe, Kimona, vine Chong acum și marchează. Al șaptelea gol deja pentru Choin Jong în această partidă. Și al 15-lea per total în turneul final. Corea în avantaj incredibil, 22-21. O singură dată a mai fost la conducere spre finalul primei reprize, când a avut 11-10. Au urmat atunci însă 3 goluri consecutive pentru Spania, 13-11 și până la urmă la pauză 13-12 în favoarea trupei antrenate de Jorge Dueñas. Acum însă Corea de Sud mai are doar 7 minute și jumătate de rezistat pentru a obține o victorie mare. Nelly Carla Alberto își demonstrează valoarea, își demonstrează forța. Apărătoarele din fața ei pur și simplu au refuzat să o atace. Excelentă Alberto. Al doilea gol pentru ea în acest meci. Ce final avem? 7 minute. Kimona, excepțional, a călcat, din păcate, semicercul Sim Haein. Ce gol ar fi fost play of the day-ul acestei partide. E clar, a fost o fază lucrată la antrenamente de Kang. Din păcate pentru reprezentativa asiatică, a călcat semicercul. Iată din nou pe Nelly Carla Alberto, al doilea gol consecutiv. Și după ce Corea de Sud a condus cu 22-21, au venit aceste două goluri la rând pentru Nelly Carla Alberto. Îl vedem pe ultimul, nicio șansă pentru Juhui, care nu a fost apărată de o defensivă iarăși spectatoare. Între timp Vanessa Amoros marchează pe această acțiune rapidă a Spaniei. Iată pasa Macarenei Aguiar,
nu s-a complicat, a aruncat de la semicercul de 6 metri și avantajul Spaniei este de 2 goluri. Acum când mai sunt ceva mai mult de 5 minute până la finalul întâlnirii. Timp de odihnă cerut de Kang Jae-won, care încearcă să pregătească din punct de vedere tactic acest sfârșit de meci. Oricare din echipe va câștiga acest meci va urca pe locul al treilea în clasamentul grupei B, după Rusia. Campioana mondială are maximum de puncte 6. Astăzi a învins Australia cu 45-8. Bliznova, 8 goluri, principala marcatoare a rusoaicelor. Pe locul al doilea este Olanda cu 4 puncte după victoria 32-20 în fața Kazakhstanului. Un golaveraj plus 43 pentru Olanda, care nu poate fi atins de niciuna dintre cele două echipe pe care le vedem jucând acum. Atât Spania cât și Coreea de Sud au 2 puncte din 2 meciuri. 5 minute și jumătate până la final. Au fost 3 goluri consecutive pentru Spania. Mihaela Ciobanu închide poarta. Mihaela Ciobanu, încă o intervenție excelentă pentru iberice. Și acum timp de odihnă pe care îl cere Jorge Dueñas de la această ediție a campionatului mondial. Antrenorii au dreptul la 3 timeout-uri pe meci, unul singur însă în ultimele 5 minute ale partidei. Probabil că tocmai de aceea Dueñas a preferat să ceară acest timp de odihnă cu 5 minute și 19 secunde înaintea meciului, pentru a mai avea unul la dispoziție pe finalul acestei întâlniri. O partidă foarte, foarte echilibrată. E adevărat, Coreea de Sud a alergat mai tot timpul după adversara ei. Au fost 3, 4, chiar și 5 goluri avans pentru Spania. Însă Coreea de Sud a revenit în joc. Cât de mult au semănat cele două reprize. În prima parte 11-10 pentru Coreea de Sud, apoi Spania marchează de 3 ori pentru 13-11. Acum Coreea de Sud a avut 22-21, fiind pentru a doua oară la conducere, și Spania a marcat iarăși 3 goluri la rând. Nelly Carla Alberto, 2 goluri foarte importante. Iată acum încă o dată Nelly Carla Alberto, jucătoarea finalului de meci alături de Mihaela Ciobanu, compatriata noastră care a închis poarta Spaniei 25-22. Din momentul ăsta e foarte, foarte greu pentru Coreea de Sud să mai revină în joc. Kimona, Sim Hae-in, iată pe Woo Sung-hae, a făcut acolo un schimb de locuri cu micuța Jung, cea care acum pătrunde, dar imbatabilă e Mihaela Ciobanu. Imbatabilă. Le-a scos din mână pe sudcoreence această Jung de doar 19 ani, un argint viu, dar care în repriza a doua nu a mai găsit calea spre gol. 4 minute până la final. Macarena Aguiar pentru Marta Manghe. Jessica Alonso scapă mingea în afara terenului. Coreea de Sud trebuie să se grăbească și poate că de aici este o șansă în plus pentru Spania. A revenit în joc pe interdreapta Choi Im-jong. 7 goluri pentru ea în acest meci adevărat, 4 din aruncări de la 7 metri. Recuperează Woo Sung-hae. Kimona, pasă sărită. Să vedem acum pivotul de mână dreaptă. Kim Cha-yun marchează de pe extremă. O aruncare în stilul Ramonei Farcău. Și ia o jucătoare de mână dreaptă care evoluează în extrema dreaptă.
E destul de complicat de acolo, însă Kim Chae-yun și-a deschis destul de bine unghiul și a păcălit-o până la urmă pe Mihaela Ciobanu. O aruncare pe direcția goalkeeperului spaniol, Nelical Alberto. Acum pentru Marta Manghe, era singură Vanessa Amoros. Aruncă Manghe direct în vinclu. Iată ce înseamnă jucătoare de experiență și de explozie ale Spaniei în acest final. Vusunhe, nu renunță Coreea de Sud. Marchează repede pe colțul portarului. 5 goluri și pentru Vusunhe, 16 în total pentru ea la acest campionat mondial. 2 goluri avantaj Spania, 2 minute și jumătate din această întâlnire. Una foarte, foarte echilibrată, cum nu a mai fost vreuna în această grupă B a campionatului mondial de la Barueri. Aruncă din nou Manghe. Ce se întâmplă cu apărarea sudcoreană? Ce se întâmplă cu apărarea sudcoreană? O defensivă foarte mobilă, tot timpul se agăța de jucătoarea de la linia de 9 metri a ibericelor, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Au fost două pătrundere extraordinare pentru Nelical Alberto. Încă o aruncare foarte tare pentru jucătoarea lui Le Havre. Acum au venit două goluri la rând pentru Marta Manghe. Iată aici, s-a ciocnit de Kimona. Cei doi arbitri danezi au fluierat fault în atac și Manghe se resimte. Asta chiar ar fi o pierdere uriașă pentru Spania. Două dintre cele mai bune, dacă nu cele mai bune jucătoare ale trupei lui Jorge Dueñas termină acest meci accidentate. Carmen Martin în prima repriză și acum Marta Manghe, când mai sunt doar 2 minute și 12 secunde de jucat din această confruntare. În mod normal, Spania nu mai are cum să piardă întâlnirea și va urca pe locul al treilea în clasament. Dar să nu uităm, Spania a învins Olanda, ocupanta locului al doilea. A fost 34-27 pentru iberice în prima etapă de la acest campionat mondial. Iată această apărare sudcoreană foarte, foarte avansată și agresivă, care n-a mai funcționat în ultimele 10 minute ale meciului. Minute în care Spania s-a desprins decisiv pe tabela de marcaj. Coreea de Sud a condus o singură dată în această repriză, 22-21, dar de atunci Spania a reluat controlul asupra partidei. Și iată timpul de odihnă pe care l-a cerut Jorge Dueñas. Incredibilă situație în grupa A, cea de la Santos, Norvegia, Muntenegru, Angola și Germania, ca și Islanda, se bat pentru primele 4 locuri. O grupă extrem, extrem de echilibrată, în care China, fără niciun punct după 3 etape, era să încurce astăzi Germania. Chinezii au condus cu 5 goluri avantaj la pauză, dar până la urmă Germania a câștigat 23-22. Să ne întoarcem la acest meci. O greșeală în atacul ibericelor și 2 minute eliminare. Să vedem pentru cine. Vanessa Amoros, probabil, care n-a dat drumul la minge. Nu, e Veronica Cuadrado, jucătoare în Danemarca la Randers. Ea nu a dat drumul la minge în timp util pentru posesia sudcoreană și de aceea arbitrii au eliminat-o. Spania va termina cu un om mai puțin în acest meci, chiar în momentul în care Kang cere un timp de odihnă. Și iată că aceste trei time-out-uri permise antrenorilor fac din handbal, sau fac handbalul să arate din ce în ce mai mult ca un joc de basket.
un joc tactic. E destul de greu pentru Coreea de Sud măcar să egaleze în acest meci, ceea ce probabil că visează antrenorul lor. Și pe suporterii sudcoreeni, 2-300 de spectatori în această sală de 5.000 de locuri de la barul Eri. Încă un minut și 20 de secunde cu Spania în inferioritate numerică. Probabil Coreea de Sud se va grăbi să marcheze foarte repede. Iată acum pătrunzând și doar aruncare de la 9 metri a fost pătrunderea lui Choi Im-jong. Timpul trece în favoarea Spaniei. E imposibil, imposibil ca în 65 de secunde să marcheze 3 goluri Coreea de Sud. Chiar și pe această superioritate numerică. Am văzut o imagine mai devreme pe Patricia Pinedo, o foarte bună jucătoare de apărare. N-are niciun gol marcat până acum la campionatul mondial. Kim Chayun, pivotul, spuneam, sunt 3 jucătoare în lotul Coreei de Sud care au evoluat și la Jocurile Olimpice de la Beijing, unde asiaticele au ocupat poziția 3, excelent, Kim Ona, ce pivotare! Excepțională acțiune. Al treilea gol pentru coordonatorul de joc sudcorean. O apărare agresivă, cam așa s-a apărat și Japonia în meciul cu noi. Și până la urmă au reușit să obțină mingea și să ne marcheze în ultima secundă, ceea ce nu e cazul cu Macarena Aguiar. Clasă excepțională pentru această jucătoare. Și lucrurile sunt foarte clare în privința învingătoare acestui meci. Pleacă din nou Macarena Aguiar pe contraatac și înscrie primele 2 goluri pentru Macarena Aguiar în ultimul minut de joc al acestui meci. E adevărat, ea a fost folosită mai puțin. Jorge Duenia s-a preferat-o pe Andrea Barno. Se joacă cu garda jos acum în finalul meciului. Iată și cel de-al 8-lea gol marcat de Choi Im-jong. Partidă foarte bună pentru Interul dreapta. Da, și este final de meci. A zice că până la urmă este o victorie normală pentru Spania. 29-26. Ibericele au avut avantaj de un gol la pauză, 13-12, mai tot timpul în avantaj. Coreea de Sud, spuneam, a alergat măcar după egalare, a trecut de 2 ori la conducere, o dată în prima repriză, o dată în cea de-a doua, 22-21, dar a fost insuficient. Coreea de Sud rămâne cu 2 puncte în această grupă B și se află în acest moment pe locul al 4-lea, al 5-lea chiar, după Rusia, 6 puncte, Olanda și Spania câte 4 puncte, de asemenea Kazakhstanul are 2 puncte. Nu e mai puțin adevărat, Coreea de Sud va avea 2 meciuri ușoare în ultimele etape cu Australia și apoi cu Olanda. Nu, acesta cu Olanda nu e deloc un meci ușor. Probabil că va fi o întâlnire care va decide ocupantele locurilor 3 și 4 în grupa campioanei mondiale Rusia. Mihaela Ciobanu, declarată jucătoarea numărul 1 al acestui meci, MVP-ul partidei. Așadar, scor final Spania-Coreea 29-26. Campionatul mondial feminin de handbal din Brazilia continuă mâine la Dolce Sport cu 2 întâlniri. Danemarca-Croația de la ora 14:30, iar apoi de la ora 18 Norvegia-Islanda. Eu sunt Bucur Corpa și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Dolce Sport. Cu bine!